HC Zalău a terminat la egalitate cu CSM Roman pe teren propriu 24-24 miercuri într-un meci din cadrul etapei a 5-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Da, o partidă reușită la Zalău, o primă repriză mai dificilă, probabil și din dorința de a face mai mult, de a obține un rezultat foarte bun. Am intrat destul de motivați în joc, însă am făcut o serie de greșeli în prima repriză. Mă bucur că am revenit în cea de-a doua repriză și am reușit să luăm pentru prima dată la Zalău un punct. Eu personal mi-aș fi dorit mai mult, e bine și așa un punct pe terenul echipei din Zalău, o echipă foarte arsăgoasă, o echipă foarte agresivă, cu un public care a pus o presiune fantastică pe noi, un antrenor vulcanic, așa cum îl știm, și de foarte mare valoare. Una peste alta consider că este un punct bine meritat, câștigat pe terenul acestei formații din Zalău, unde nu multe formații vor câștiga puncte. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Teodora Blaj cu 8 goluri, iar de la oaspete s-a remarcat Irina Glipco cu 9 goluri. În perioada următoare am stabilit deja programul pentru luna octombrie. Va fi o perioadă foarte încărcată. Am obținut acordul Federației pentru programarea meciurilor din campionatul 2016-2017. Astfel, pe 12 octombrie ne vom deplasa la Brașov, unde începând cu ora 19 vom juca în deplasare cu Corona din localitate. Pe data de 16 octombrie, începând cu ora 11, vom disputa marșa 1 din turul 2 al cupei HF cu formația din Ungaria Fehervar. După aceea, pe 19 octombrie, pe teren propriu, de la ora 17, vom întâlni Dunărea Brăila. Pe 23 octombrie ne vom deplasa în Ungaria la Fehervar pentru etapa a doua. Acolo unde începem cu ora 17, ora locală, vom discuta returul. Și pe 27 octombrie la Craiova vom disputa iarăși un meci din campionat. Iată că o lună octombrie, o jumătate de lună octombrie, practic foarte aglomerată pentru noi, cu foarte multe partide și cu partide foarte, foarte grele. Sperăm să ieșim cu bine din toată această încercare și de ce nu să ne calificăm mai departe și în Cupa EHF. În clasament, pe primul loc se află HC Dunărea Brăila cu 12 puncte, urmată de ASC Corona 2010 Brașov, 12 puncte, SCM Craiova cu 9 puncte, CSM București cu 9 puncte, HCM Râmnicu-Vâlcea cu 9 puncte, toate din 4 jocuri. CSM Roman ocupă locul 6 cu 8 puncte, iar HC Zalău se află pe locul 8 cu 7 puncte.